Există niște revendicări la nivel național în ceea ce privește sindicatul Ambulanța. Pe mine m-ar interesa să precizați în câteva cuvinte ce anume se întâmplă, diferit de alți ani, de ajungem iarăși să ne adunăm pentru a protesta. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să informez cetățenii județului Neamț că acest meeting al nostru, care este un meeting de avertisment, aș putea spune așa, de simpatizare a guvernului și a reprezentanții Ministerului Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vreau să informez cetățenii județului Neamț că sub nicio formă acest meeting nu vor fi afectați. Ei nu vor fi afectați în urma acestui meeting. Obiectul nostru de activitate, fiind cel de asistență medicală de urgență, își va păstra buna desfășurare și va fi tot ok pentru cetățeni. În ceea ce privește revendicările noastre, ne axăm ca revendicare de bază pe legea 153 pe 2017, care se referă de fapt la legea salarizării unitare. Lege din care nu reiese exact sporurile de care am beneficiat până în momentul de față. Aș vrea să spun că în acest sens Federația Națională au făcut toate demersurile necesare pentru ca reprezentanții Ministerului Sănătății, reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale să fie prezent la masa negocierilor, să mergem înainte cu aceste sporuri și mă refer la sporul de condiții deosebite, cel de 75%, care sub nicio formă dorim să-l pierdem. L-am câștigat prin muncă sindicală și bineînțeles că vrem să-l păstrăm în continuare. Dumnealor, reprezentanții acestor ministeri, ne-au promis că o să se prezinte în cele 30 de zile, conform legii. Iată că mai avem 5 zile și dumnealor nu s-au prezentat, fapt pentru care am decurs la un meeting, ca să zic așa, de bun simț. Și îi invităm și îi rugăm ca în aceste zile câte au mai rămas până la cele 30 să se prezinte, să ne rezolve problema. Asta este una din problemele de bază. Procentul ăsta de 75% pe care îl pierdem. Revendicări mai sunt. Da, este vorba de altfel și de trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Ceea ce din nou nu ne convine este o pierdere de timp. Vă dați seama, trebuie să umblăm noi pe drumuri, pierdem timpul să ne plătim aceste contribuții, plus că din calculele făcute de cei care reprezintă și se ocupă de finanța și gestionează finanța noastră a ambulanței, cei de la federații, mă refer, a reieșit cum că pierdem și aici un procent. Da, o altă revendicare ar fi îmbătrânirea parcului auto. Avem un parc auto cu un număr de mașini suficient de obosite, vorbim despre aproape 1 milion de kilometri pe vreo 12 autosanitare tip B, sunt autosanitare de bază și pe contractul cadru, pe acordul cadru, care trebuia semnat acum 2 ani, am pierdut un număr de aproape 2000 de ambulanțe. Ei, pe aceste 2000 de ambulanțe, dumnealor, spun că o să le obținem pe nou contracadru care tot îl terciversează de pe o zi pe alta. Uitați că am pierdut 2 ani și nu s-a rezolvat nici până în momentul de față această problemă. Bineînțeles că suntem nemulțumiți. Exact cum materia primă într-un combinat siderurgic ar fi minereu, materia primă la noi este ambulanța. Deci obiectul nostru de activitate principal este ambulanța. Nu avem ambulanță ca și mijloc de deplasare, nu avem cu cine face treaba. Particular la județul Neamț, probleme specifice, situații cu care v-ați confruntat iarna trecută, vine o nouă iarnă, deci specific pentru județul nostru. Specific pentru județul nostru, vine o nouă iarnă. Ținând cont de faptul că avem o zonă muntoasă,
Și urgențele sunt mai dificile. Avem masivul Ceahlău, vă dați seama, în jurul masivului Ceahlău sunt comune care mereu înzăpezite, mereu din condiții deosebite de trafic. Ne trebuiesc dotări, cauciucuri, deci anvelopele de iarnă și lanțuri. Deci așteptăm o rectificare bugetară ca să ne putem să ne facem rost de toate aceste repere necesare.